S-au împlinit 13 ani de când un suveran pontif a vizitat pentru prima oară o țară majoritar ortodoxă. În mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea s-a aflat în România, pe care a numit-o Grădina Maicii Domnului. În amintirea tuturor zilor a fost organizată mai multe manifestări. La primăria sectorului 4 a fost vernisată expoziția Icoane, teme și portrete în mozaic. Lucrări de artă bizantină realizate în mozaic și ulei pe pânză pot fi văzute zilele acestea la parterul primăriei sectorului 4. Expun artiștii Neculai Pascu Neamț, Camelia Roșculeț Pascu și Viorel Cuțu. O să fac probabil referire la două dintre ele. Este vorba de unul din sfinții catolici, Don Calabria, temetorul ordinului Don Calabria și mitropolitul nostru Visarion Puiu. Mitropolitul Visarion Puiu, considerat de Iorga cel mai deștept cleric român, despre care nu s-a vorbit și încă se vorbește puțin. Cu ocazia vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în țara noastră, artistul Neculai Pascu Neamț a realizat 3 icoane bizantine în mozaic, care se află acum la intrarea în cimitirul Benu Catolic. În ajunul sosirii Papei în România, un alt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscopul catolicilor din București, bisericii catolice din București, a fost inspirat să aleagă tema învierii pentru un mozaic, dar bizantin, deci care e mai apreciat la ortodox, pentru fațada intrării în cimitirul Belu Catolic. Expoziția include 3 portrete realizate în mozaic cu personalități ale României și Italiei, Sfântul Giovanni Calabria, mitropolitul Visarion Puiu și sculptorul de creiere, neurochirurgul Leon de Năilă. Nu credeam că Leon Calabria se respectava. Este un moment important în trecut de fondatorul nostru, Sfântul Ion de Calabria, care a fost bun prieten mitropolitul Visarion Puiu. Questo grande pastore ortodosso. Vizita ecumenică a Papei Ioan Paul al II-lea în România a fost un moment istoric, un gest cu implicații religioase și diplomatice uriașe. În mai 1999, suveranul pontif a sărutat în mod simbolic pământul și a vorbit în limba română. Oamenii adunați în parcul izvor la liturghie au strigat într-un glas, unitate, unitate.